suntem la Trattoria Buongiorno, am venit să mâncăm. Tocmai ce ni s-a adus mâncarea. O să vi-o arăt imediat. Miroase foarte bine și chiar ne este foarte foame. Soțul meu și-a luat o pizza capricioza, nu? Sos de roșii, o bere, eu mi-am luat o citronadă și penne arabiata. Îmi plac foarte mult pentru că nu conțin ciuperci. Majoritatea conțin ciuperci și mie nu-mi plac ciupercile. Așa că, da, o să închid acum pentru că vrem să mâncăm. Suntem în Afi Palace Cotroceni și ce-a spus mai devreme era un fel de joc de basket. Era România contra Rusia. Cam atât. Nu era jocul clasic de basket, aruncau din când în când la coș. Habar n-am ce campionat este acesta, dar noi conduceam, e ok. Ne îndreptăm spre Romexpo. Aici are loc festivalul ambasadelor. Am gândit să venim și noi să vedem care este faza. Știți că am mai fost la genul acesta de festivaluri și v-am pus pe vlog la momentul potrivit. Am din nou alergii, dar nu știu la ce, nu identific la ce sunt alergică. Am ochii lacrimați, îmi vine să strănut non-stop, ceva mărâcăie pe nas, nu sunt răcită, este pur și simplu o reacție alergică și trebuie neapărat să identific la ce pentru că e destul de nasoală. În fine, sper că odată ajunsă la festival să revin. Am ajuns, în față este festivalul. Deci sunt toate națiile pe aici. Sunt standuri de la toate ambasadele aproape, sau în fine, aproape toate. Uruguay, Yemen, nu știu ce sunt astea. Am luat de aici, de la Yemen, un sâmbure de ceva, dar nu știu de ce este. Palestina, Peru, Siria, Spania și nu mai pot filma pentru că muzica este mult prea tare și probabil că YouTube-ul o să-mi scoată... uite, s-a oprit muzica, perfect. Măsline, iubesc măslinele, de ale Moldovei. Africa de Sud. Așa arată numele meu, scris în chineză. Probabil că scrie georgiană acolo, habar n-am, nu cunosc chineza, dar foarte drăguț. O să mergem și la terasă să bem o limonadă. Am mâncat ceva mâncare de la Festivalul Ambasadelor. Mâncare indiană, care e destul de picantă și deși aveau pe acolo apă și sucuri și chestii, nu ne-am luat. O să consumăm aici la terasă.
sunt la farmacia Tei, de fapt am terminat cu farmacia, mă voi îndrepta spre casă, am dat și drumul la aer condiționat pentru că este foarte cald și nu vreau ca produsele pe care mi le-am cumpărat să se strice până acasă. Mi-am cumpărat câteva chestii, nu mai am cremă, nu mai am gel de curățare, de fapt cremă nu, de față nu mai am de mult, asta pentru că toată vara am folosit doar creme cu protecție solară. Și acum simt nevoia unei creme de față de o cu totul altă factură. Deși încă folosesc protecție solară, vreau și cremă de față și cred că o să fac un haul cu ceea ce mi-am cumpărat, că am luat o groază de nebunii. Și vreau să vi le arăt și să vă vorbesc despre fiecare separat. Ce să zic, la farmacia Tei chiar am găsit produsele la un preț foarte bun. Și îmi place că au o gamă foarte, foarte variată de produse pentru îngrijirea tenului, de la murad până la produse făcute în România, produse gen Azla Vital și am descoperit acum un brand nou de creme și loțiuni și produse pentru îngrijirea tenului, Pelamar. Auzisem despre acest brand așa pe aici, pe acolo, dar nu foarte multe, nu știam mare lucru despre el. Este un brand românesc și mi-am luat și eu două chestii și să văd cum sunt. Am găsit tot ce mi-am propus să cumpăr, prețuri super, super ok, foarte bune. O să fac un haul, nu vi le arăt aici în vlog. Acum mă îndrept spre casă și, ce să zic, ne mai auzim săptămâna aceasta. Este miercuri seara, trebuie să mă apuc să editez acest vlog. După cum vedeți, mi-am pus aici pe perete caligrafia în chineză a numelui meu. Da. Trebuie să fac manicura pentru că mi-am șters oja, mi-am spălat pensulele astăzi, în sfârșit am reușit să mi le spăl și mi-am cam stricat manicura, trebuie să mi-o curăț și un pic, după care o să mă apuc de acest vlog, trebuie să le editez, trebuie să scriu și un articol pentru mâine. Pensulele le dezinfectez de cele mai multe ori după ce le folosesc cu un spray pe care îl am. Dar din când în când trebuie spălate foarte bine și în sfârșit a venit vremea să le spăl. Am cam renunțat pe o parte dintre ele să le mai folosesc pentru că erau murdare și trebuiau neapărat spălate și în sfârșit am reușit să fac treaba asta. Nu o să vă spun prea multe despre această temă, despre pensule și ce produse folosesc ca să le spăl și toate detaliile astea pentru că vreau să fac un clip separat doar cu pensule și să vă vorbesc despre ele, despre cum le curăț. De la târgul la care am fost duminică am luat și câteva cărți de vizită, Beatrice Popa, care face gent și bijuterii. O să vă las toate linkurile în bara cu descrieri. Ce am mai luat aici? Relis Handmade. Bijuterii, da, bijuterii handmade, cam așa arată cartea lor de vizită. Erau foarte multe standuri, dar nu am putut să iau de la toate, nu toți aveau cărți de vizită, în fine, și am luat de la cine am găsit. Și artizanat unic, handmade by Puiu Cosmin, motive tradiționale românești, mi-au plăcut foarte mult creațiile lor. O să vă las în bara cu descrieri link ori către site, ori către pagina de Facebook, dacă vreți să-i vedeți. Cam asta ar fi din partea mea, sunt destul de obosită după cum puteți să vedeți, astăzi am avut foarte mult de lucru. Și sunt cam obosită, dar e ok, o să mă odihnesc la noapte. Da, cam acesta a fost vlogul. Sper că vă plac vlogurile mele. Am văzut că nu sunt super populare comparativ cu celelalte clipuri. Bine, în fine. Dar eu continui să le fac pentru că îmi place chestia asta. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să-mi dați un thumbs up, nu uitați să dați un share, nu uitați să vă subscrieți canalul meu de YouTube pentru mai multe videoclipuri, mă puteți găsi pe toate canalele social media cu ID-ul Chicken Quest și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, la revedere!